după numeroasele cazuri de îmbolnăviri grave, în special la copii mici și sugari, din cauza unor produse alimentare contaminate cu E. coli, s-a decis intensificarea controalelor sanitar-veterinare. Astfel, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor desfășoară din data de 16 mai și până la sfârșitul anului un plan național de control pentru depistarea bacteriei E. coli în produse de origine animală și lactate. Direcția Sanitar-Veterinară Giurgiu se va axa în prima fază pe prelevarea de probe din unitățile care comercializează carne și produse din carne. Urmează ca în perioada următoare să ni se transmită și noi ce avem de făcut. Dar cu predilecție, la vremea asta, este vorba de carnea de bovină și de ovină din unitățile de vânzare cu amănuntul. Carne preparată și semi-preparată. Și, bineînțeles, și tocat, care va fi analizată și vor fi recoltate probe. Urmează să fie prelevate probe din abatoare, supermarketuri, magazine alimentare, măcelării, restaurante, carmangerii, piețe și dozatoare de lapte, iar rezultatele vor fi făcute publice în fiecare săptămână.